După ce la 19 martie Curencea a început transferul din vechea clădire, astăzi 7 mai 2018 NATO și-a deschis larg ușile pentru întreg personalul care va activa în continuare în noul său sediu. După 50 de ani în care Organizația Tratatului Atlanticului de Nord a organizat 70 de reuniuni ale miniștrilor de externe ale statelor sale membre, ultima fiind pe 27 aprilie, NATO își părăsește vechiul sediu, unde de-a lungul vremii au fost discutate și luate mai multe decizii care au schimbat pozitiv istoria recentă a lumii. Cu peste 254.000 de metri pătrați de spațiu, noile birouri reunesc cele 29 de națiuni aliate împreună cu personalul civil și militar al NATO. Clădirea care se află vis-a-vis de sediul vechi a fost concepută astfel încât se semene cu degetele interconectate care simbolizează unitatea și cooperarea NATO. În continuare, cei aproximativ 4.000 de angajați ai agenției vor activa în acest cartier general nou care cuprinde 8 clădiri cu un design interesant și care va avea un sistem de supraveghere ultramodern. Astfel, acesta, situat în orașul Bruxelles, va fi monitorizat de peste 1000 de camere de luat vederi, iar intrarea în el se va face doar cu ajutorul scanării irisului. Transferul în sediul nou, care a costat peste 1 miliard de euro, este de mult timp așteptat, deoarece NATO nu și-a schimbat sediul din anul 1967. Pe data de 9 mai curent, în noul sediu va avea loc prima reuniune a Consiliului Nord-Atlantic. Astfel, începând de miercuri, toate celelalte reuniuni ale Alianței, inclusiv summitul NATO din 11-12 iulie 2018, se vor desfășura în sediul nou din Bruxelles. Menționăm că de la înființarea în aprilie 1949 și până la stabilirea sa definitivă în Belgia, Alianța și-a mai desfășurat activitățile în alte 3 sedii, unul la Londra și 2 la Paris.